Alex, nu știu zice, dar tata mi-a impresia că vrei să-mi zici. Deci bă, este un institut de matematică. Eu scuze-mă, te ajut pe tistor. Ascultă-mă, mă, ăștia au o listă cu cele mai grele probleme de matematică nerezolvate încă, și anume 6 la număr. No, și eu cred că am rezolvat una. Ce-i baiul, mă? Oare, nu știu, am bucat o durere. Ia, ce se vede? Cred că tu ești de vină. Bă, Mihai, cred că am rezolvat una dintre cele mai grele probleme de matematică din lumea asta întreagă. Bine, mă, bă, să vezi ce tare râs. M-am dus cu autobusul fără bilet și ghiși ce? Nu m-a prins. Asta e omul meu, bate 5 aici. Aha, înțeleg, da, deci e mult mai extraordinar faptul că Mihai circulă și el odată fără bilet pe autobus și nu-l prinde, decât eu, care rezolvă problema umanității. Ce, e absolut logic și normal. Tot casă din nebuni. Bă, Alex, decât să tragi tu pe Mesia, mai bine te-ai gândit cum să rezolvăm apa aia de la Budă care cură toată noaptea. La nu, el face probleme mondiale. Bă, efectiv, mi-e rușine să vin cu fete în casă din cauza asta, nu? Aaa, din cauza apei de la Budă nu vii tu cu fete aici, așa-i? Păi, tu ce ai crezut? A, bă, și m-am gândit că probabil nu există. Și că nu o să existe niciodată altundeva în afară de sfecla aia cu păr care stă pe gât. Bă... În fine, Mihai, nu cred că vă dați seama cât valorează foile astea. Ghiciți cui o cerut azi numărul cel mai drăguț băiat din univers. Lavi, dacă vrei să știi, și-am avut o mică victorie astăzi. Bine, și-am ce vrei? Să-ți dau $1,000,000? Păi nu, stai să vezi fază. Deci, institutul ăsta, pe lângă faima mondială, chiar îți dă $1,000,000. Oh, da, la voi! Ce faimă mondială? Să te-o ție tă faimă mondială, nici o faimă mondială. De ce ai tu o problemă cu faima mondială? Pentru că nu-ți e dracului de aia. Bă, Alex, nu ți-e destul că știa ta lume că-s practic cel mai mare tucilar? Am vrut să știe întreaga omenire? Cu ce obraz mai duc eu la gâța femei, mă? Inacceptabil. Nici vorbă. Dar ce ai putut isprăvi oare din efar de mândra minune? Nu a făcut nimic. Și auzi, bă, Einsteiner, până nu rezolvi apa de la baie, la revedere cu ipoteză rima demonstrației. Bă, nu mai nerva cu nervii. Hai, nu-ți hai spagalii. Apărăt. Oare ghet săptămâna asta sau trebuie să-mi iau not colonul? Și să mai laudă cu rezolvat nu știu ce probleme. Da. Tu, pe umă. Bă, mie mi-e rușine. Și știam că durează atâta, făceam altceva mult mai productiv în timpul ăsta. Bă, băiatul, îți aduci niște foi să rezolvi problema pe foaie prima dată. Bun, asta, bravo. No, știți ce? Ia lăsați-mă voi pe mine în pace. Adică cum adică? Eu stau și lucru la ce ca volută de unul singur și voi numai uitați la mine? Da? Vă bace pe voi Dumnezeu pentru treaba asta. Fiți-vă liniștiți numai. Hai mai cu talent, băiatul. Puteți să bea frumos o cafea, fumez o țigară și vreau să mă purific pe din lăuntru. Adică să folosesc WC-ul. Ai înțeles, bă, Eisenstein? Gata cafeaua, măi, are. Da, mă, va repara și Buda. Dă-mi te rog foile și să sperăm că nu o să vă mai văd niciodată. Vezi că zăpate, mă. Unde-s foile? Care? Astea? Mă, puteți scuza, vă rog, 2 secunde. Deci aveți două variante. Ori îmi dați $1,000,000 cât ar fi valorat foile alea, ori vă apucați vă și refaceți toată demonstrația. Nu! Bă, ține, câți o dat X-ul? Și 1,200,000,000 și încă mai am descris.